Ceea ce vedeți dumneavoastră sunt imagini de pe aeroportul Otopeni. Sute de români s-au grăbit să prindă ultimele avioane înainte de impunerea restricțiilor dure, evident, din Marea Britanie. Colega mea, Mirabela Dumitrache, vine cu toate informațiile. Mirabela, te ascultăm. Bun găsit, Violeta. Într-adevăr, sunt imaginile momentului. Se derulează astfel de scene în momentul de față pe cel mai mare aeroport din țară, pe aeroportul internațional Henri Coandă. Românii care vin din statele aflate în momentul de față pe harta galbenă, statele cu risc epidemiologic crescut. După cum vedeți, stau la rând cu toții în zona de control de pe aeroportul Henri Coandă. Sunt angajați Direcției de Sănătate Publică pentru că toți trebuie să completeze niște formulare cu privire la statele din care ei provin. Cu toții intră în carantină pentru 14 zile. Ne așteptam să avem astfel de imagini ca românii să se reîntoarcă în această perioadă în țară, cu atât mai mult după ce au fost anunțate încă de ieri faptul că de astăzi, 21 decembrie, de la ora 19, adică din această seară, se aprobă suspendarea zborurilor spre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanie și Irlandei de Nord, din și către România, pentru toate aeroporturile, atenție, toate aeroporturile din România, pe perioada de 14 zile. De astăzi, din această seară, de la ora 19, preamintesc că, în mod normal, înainte de sărbătorile de iarnă, înainte de Crăciun, înainte de Anul Nou, în această perioadă, dacă ne amintim ce se întâmpla anul trecut pe aeroporturile din țară, inclusiv pe Henri Coandă, eram obișnuiți să vedem românii care revin de la muncă din străinătate, acolo lucrează de ani de zile, să revină în țară pentru a petrece sărbătorile de iarnă cu cei dragi în România. De această dată sunt măsuri fără precedent, vedem astfel de imagini pentru că suntem în continuare în stare de alertă.